sunt Lorena Seia, sunt în DVF de aproximativ un an de zile, dar am senzația că sunt de o viață aici și ocup poziția de account manager. Înainte să fiu un DVF, am ocupat poziția de moderator TV în cadrul unei emisiuni în zona de medical. Responsabilitatea pentru mine este cuvântul cheie în relația cu clienții mei, cu campaniile lor SEO, dar și în relația cu colegii. Învățarea continuă este cel mai important element în viața unui om. Mereu trebuie să aflăm lucruri noi. La fel și tehnologia ne arată acest lucru, că zi de zi apar lucruri noi și noi trebuie să fim în actualitate cu toate aceste aspecte. Deci îmi doresc să învăț toată viața și să am această deschidere. La DVF, colegii, managerii și toată echipa este alături de tine să acumulezi continuu informații. Pentru mine, flexibilitatea acestui rol pe care îl ocup este un lucru foarte important, deoarece așa pot să fiu un membru satisfăcător în familia mea, un părinte cât se poate de atent în relația cu copilul, dar și un rol de account manager foarte aproape de clienți. Succesul în traducerea mea și a caracterului meu reprezintă înțelepciunea și grija de a fi tot timpul aproape de campanii și de colegi. Succesul înseamnă starea de bine și mulțumirea rolului pe care îl ai. Creativitatea este foarte importantă deoarece ai parte într-un portofoliu de foarte multe business-uri și atunci trebuie să fii foarte creativ în așa fel încât campania să funcționeze și să ajungă în punctul în care clientul își dorește să ajungă. Responsabilitatea este elementul principal reprezentat de către DVF. Așadar, noi, în rolul de accounts, dar și toată echipa, are acest punct forte în caracterul său, responsabilitatea. Responsabilitatea comunicării cu clienții, responsabilitatea campaniei. Așadar, dacă ești un om responsabil, cu siguranță vei putea face parte din echipa DVF. Dacă vrei să fii la DVF în rol de account manager, trebuie să fii deschis spre a învăța continuu, trebuie să fii un om comunicativ, care știe să lucreze în echipă, care își înțelege echipa din spate și care poate transmite în relația cu clientul elementele principale.